Haideți să traversăm acest podeț, să vedem ce este la celălalt capăt. Zici că sunt blocuri turnate de beton aici, dar de unde? Este piatră naturală. Salutare, fraților! Bine ne-am regăsit! Astăzi, într-o minunată zi de toamnă, o să facem o tură cu bicicleta prin munții Buzăului. O să plecăm din localitatea Nemertea. O să mergem cât mai mult pe lângă râul Buzău. O să fie o tură care o să aibă în jur de 40 de kilometri. Suntem aici pe strada care se numește Calea Pentelău. Și se numește așa pentru că duce către un vârf care poartă acest nume, Vârful Pentelău. Destul de tare aici, masivul ăsta de piatră. Se și vede că e tăiat perfect, perfect, drept. Și de aici se vede râul, se văd cele două brațe ale râului, Bâsca Mare și Bâsca Mică. Aici, pentru că toate aceste sate sunt răsfirate de-a lungul firului râului, avem aici destule podețe care traversează acest râu. Tocmai ce trece pe lângă noi și un buggy. Iar aici avem deja un semn și ne anunță că suntem pe sectorul Varlam Secuiu, pentru că localitatea din spate chiar așa se numește Varlam. Iar acum, tocmai ce intrăm în satul Vadul Oii, bineînțeles din județul Buzău, pare a fi un sat destul de izolat, ținând cont că acest drum este unul forestier, neasfaltat. Tocmai aici avem prima trecere peste râu, este un pod care arată destul de rău, săracul, însă compensează cu râul care este extraordinar. Aici văd că lumea vine cu caiacul, sunt tot felul de activități în zonă, în stânga observați mai devreme și un fel de parc aventură. Probabil că au și un restaurant acolo. Deci aici ce faci în zona dacă vii? Nu e ca și cum poți zice că te plictisești. Fie și că vii pentru liniștea de aici. Văd că într-adevăr nu prea e forfotă de lume. Avem și prima căruță. Probabil sunt săteni de aici din zonă. Tocmai ce am ajuns aici pe Bâsca Mică în stânga, la o troiță. Avem până și un izvor. Probabil așa a și apărut această troiță. Tot felul de icoane. Este aici o băncuță, masă, cam tot ce trebuie ca să iei o pauză pe traseu. La câteva sute de metri de această troiță găsim și o casă părăsită. Pare că, cel puțin pe afară, n-a fost terminată niciodată. Însă a fost locuită, pentru că văd că pereții erau tencui și văruiți. Iar această locație se numește mai exact Vado Chill Fest. Haideți să urcăm să vedem cum este, să vedem ce găsim pe sus. Se urcă chiar prin această parcare, iar urcarea e destul de gravă. Cred că de-abia urci pe jos. Cred că așa o să mergem și noi acum, o luăm pe lângă biciclete. Ia uitați, nu știu dacă se vede de aici panta. O să țin camera așa drept. Astăzi am venit cu domnul Jean. Amândoi ne-am aventurat pe aici, prin sălbăticia asta. Și deja văd că ajungem la o poiniță. Haideți să vedem ce găsim sus. Da, chiar aici cred că se ține festivalul. Uitați, sunt tot felul de locuri amenajate. În dreapta avem acea scenă care era afișată și pe hartă. E foarte tare făcută. Iar aici în față avem niște mese, niște scaune, bineînțeles confecționate din butuci. În față avem și un bar. Mulțumesc! Ce mai avem aici interesant sunt niște căsuțe. Probabil dacă vii la festival poți să și închiriezi, să stai aici. Par super interesante. Iar acoperișul este alcătuit chiar niște nuiele de la copaci ăștia din jur, cel mai probabil. Este și un mic iaz aici în centru. Au și baie. Chiar sunt curios să văd cât ar costa, pentru că pare super tare. Aici avem așa zisul colț foto. Probabil atunci când este vreun eveniment vin cu o cabină foto și poți să-ți scozi poze la minut.
acum a venit vremea să plecăm din acest luminiș, iar acum ne întâmpină această coborâre, foarte abruptă, bineînțeles, pentru că la urcare am mers pe lângă biciclete. A fost chiar tare zona, numai vine să stai să te relaxezi, au și mâncare, ceva băutură, ceaiuri, cafele, am tot ce trebuie pentru a ți petrece ziua aici. Ai o parcare aici pentru mașini normale, iar dacă e o mașină 4x4 poți să urci un pic mai sus. Iar acum vom mai face puțin dreapta și vom mai merge tot așa pe lângă Bâsca Mică, însă nu vom mai continua foarte mult și cred că ne întoarcem către Bâsca Mare. Aici în stânga văd că avem cabana Vadu Oii, iar la această cabană se poate ajunge chiar traversând acest podeț. Bineînțeles, văd că este proprietate privată, deci n-ai voie să circuli, însă arată destul de interesant. Este atât de lat și rezistent, pentru că văd că sunt și urme de mașină. Avem din nou o trecere peste râu, de data asta este un pod în toată regula, iar de aici putem vedea râul foarte bine. Avem aici o casă părăsită, sau graj poate. Și am tot mers până aici, în jur de 16 km. Drumul ăsta tot continuă. În mod normal ar fi trebuit să o luăm pe aici. După cum vedeți, este un drum forestier, chiar este un parchet în lucru. Și pe aici puteam să facem o bucă și să ne întoarcem pe Bâsca Mare. Însă nici gând să putem să trecem de acest drum. Și practic trebuie să traversezi și muntele, zici, trebuie să urci, să și cobori. Așa că o să ne întoarcem pe același drum și o să ne îndreptăm către Bâsca Mare. Iată că ne-am întors până am ajuns din nou la asfalt. Până ne dezmetici puțin, haideți să traversăm puțin acest podeț. Mi se par destul de tari. Și ajungem pe strada Montana. Avem și o băncuță aici. Iar aici drumul clasic de țară, de la munte. Iată că am ajuns la intersecție. Iar aici vom face dreapta. Aici văd că din prima trecem peste râu. Văd că este un pod mult mai vechi. Chiar este vechi, vechi. A rămas doar piciorul acestuia. Ia uitați-l. Să ne apropiem puțin. Am găsit aici o potecuță. Să vedem pe unde ne duce. Și foarte tare, cred că am ajuns exact pe acea piatră de la intersecția râurilor. Haideți să ne apropiem de marginea acesteia. Sunt blocuri masive de piatră aici. E ceva incredibil. Iar aici, după cum văzem și mai devreme, este acest scopăcel. Și de asemenea avem și o cruce. Foarte tare. Ia uitați. Zici că sunt blocuri turnate de beton aici, dar de unde? Este piatră naturală.
Cam asta a fost și cu masivul ăsta de piatră. Este bine de menționat că acesta se află în localitatea Varlam. Așa că hai să revenim la drumul asfaltat și să ne continuăm drumul pe la Bâsca Mare, acel traseu mergând către vârful Penteleu. Vârf situat la aproximativ 1700 de metri, noi fiind acum la în jur de 700 de metri. Bineînțeles, nu o să mergem până pe vârf, dar vom merge în acea direcție. Până acum a fost cam cel mai interesant punct de pe acest traseu. Mi-a plăcut mult la această piatră. O să-i zicem piatră, pentru că cam așa și arată. Este o piatră imensă, izolată aici. Nu vezi prea des așa ceva. Și iată că după ce am mers cam 1,5 km de la acea intersecție, asfaltul s-a terminat. Și de aici avem un fel de drum forestier. Uite așa am găsit aici. Pădurea plină cu ciuperci. Așa ceva, chiar că n-am văzut niciodată, vorba lui Jean. Bănuiesc că este un loc foarte bun unde cresc ciupercile, pentru că este umiditatea foarte mare. Cred că în orice parte a zilei este umbră și se pare că le merge foarte bine aici. Și tocmai aici am ajuns la un punct de interes local, și anume ferma Penteleu. Văd că au și niște tarife aici afișate. Tarif de vizită 15 euro pe adult, prețul 1 euro, auzi. Vizită plus prânz 21 de euro pentru un adult. Dar se pare că doar dacă faci rezervare înainte, poți să vizitezi această locație. Ce faceți, domnul Căluț? E bun, e bună. Aici avem o casă și câteva mașini destul de vechi. Nu știu exact dacă acea casă este locuită. Nu pare a fi locuită. Iar aici avem un podeț. Haideți să traversăm acest podeț, să vedem ce este la celălalt capăt. Aici văd că sunt diverse gospodării. Și din nou ajungem la drumuri clasice și pot zice chiar tradiționale românești, bineînțeles. Arată foarte tare zona asta. Iar acum haideți să mergem înapoi pe drumul nostru, să vedem ce mai întâlnim. Se pare că pe partea asta, pe Bâsca Mare, întâlnim mai multe obiective interesante. Deci dacă vreți să faceți acest traseu, chiar vă recomand să o luați mai mult pe Bâsca Mare. Chiar aveți ce vedea. Iar aici îl găsim pe domnul Jean. Am mai mers puțin de la acel podeț și am găsit aici din nou un izvor. E chiar foarte tare amenajat. Iată că în sfârșit avem și niște indicatoare cu traseele turistice de aici din zonă. În stânga avem vârful Penteleu, în dreapta Valea Tehărău, intersecția cu Tihălău, iar acest drum, bineînțeles că se numește strada Bâsca Mare, pentru că merge de-a lungul acestui râu. Hai, străzi! Lasă și pe el! Cam asta a fost, nu o să mai avansăm mai mult de atât. Tocmai ce ajunsesem la o intersecție și trebuia să o luăm în dreapta, exact către vârful Penteleu. Eram și tip cu tot fel de ATV-uri, de buggy-uri, tocmai ce veneau de la vârf. Noi o să ne întoarcem pentru că deja este ora 4. Probabil că o să mai facem o mică pauză la vreo poiniță ceva. Și apoi o să o luăm către casă, pentru că deja se înserează mult mai devreme. Pe la 7 deja e apusul soarelui. Așa că n-are rost să ne aventurăm mai mult de atât. De acum o să ne bucurăm mai mult de coborâre, pentru că am tot avut urcare până la acest punct. Deci, stăm destul de bine. La întoarcere mai avem aici un alt podeț. O să-l traversăm și pe acesta. Cam asta a fost și la această poieniță. Acum cred că o să ne îndreptăm direct către mașină. Iar plimbarea noastră va lua sfârșit aici. Așa că, ce să vă spun, fraților, rămâne să ne vedem la următoarea tură. Sper să fie ceva mai animată decât aceasta. Aceasta consider că a fost așa o tură mai mult de plimbare, de promenadă, așa cum zice Jean. În perioada următoare dorim să facem o tură și pe la Piatra Craiului, pe acolo, prin zona aia. Cu siguranță o să avem parte de peisaje fenomenale în această perioadă de toamnă. Așa că rămâneți pe frecvență, cum s-ar zice. Și ne vedem la tura următoare. Salutare! A, uitați-l pe ăsta cum stă aici. Grivei!